Metalul este și așa supus unor fluctuații din interior, presiune mai mare, exterior este ce este, temperatură și dacă scrii cu ceva care este foarte închis, se încălzește din cauza radiației preluate și apar gradienți termici, care poate să strice, poate să și spargă. Deci nu poți face orice fel de descriere, pentru că sunt deja studiate, pentru că are programul în sine, trebuie să fac. Programul are simulator cu proporție de 28% simulat matematic, dacă se va ridica de la sau să nu. Deci mai nevoie să fac macetarea, că aveau alături fabrici care făceau simulările fizice, la scala nu știu cât. E nevoie. Totul este deja algoritmizat până la inclusiv materiale nelinear, inclusiv materiale inteligente. Deci cu 3-4 persoane care manipulează nivelul ăsta, fac toată proiectarea. Și restul? Că nici măcar restul nu mai fac răzut, că sprint 3-3, deci pentru pizza. Deci nu am apucat acum să dau la pilă, să fac, știu eu, matrițe și să torc sub presiune, că se face automat. Deci tehnologia ajunge la un nivel la care e altă formă de abordare a ingineriei. Și ce face? A bine, voi omul să încerce să se cunoască pe el, dar ce trebuie un sistem care să-mi dea niște bani ca să stau acasă mă gândesc la mine. Pe cine îți dă bani să te gândești la tine? Păi dacă o să-ți dea cineva bani să te gândești la tine, vom muri împreună. Deci, singura problemă este acum, cum refacem sistemul economic global, astfel încât să putem să folosim în ansamblu geostrazia planetară ca pretext, astfel încât să nu se mai polarizeze masa monetară numai în 5-6 persoane. Da, se blochează întreg sistemul, pentru că ei nu mai au capacitatea să folosească un biliard de, de dolari, cum au ajuns primii 3 biliarde. Biliardar, deci nu are milionar, nu e miliardar, e deja are peste 1000 de miliarde. Când un singur om sau un grup de oameni, câțiva oameni au 1000 de miliarde, ei nu pot concepe să disipe 1000 de miliarde în mod coerent la nivelul întregului sistem, sistemul se blochează. Ce poate să facă decât război și sex, că n-ai ce să faci ceva, ori de încăpă, ori faci altceva. Și asta e soția banală pentru viața socială. Pe aia să fii puțin mai sus, să fii de familia Bandi. Nu? În contextul ăsta, totul este deosebit. Mai complicat este când începem să băgăm biul în ecuație. Că avem nevoie de alte probleme. Când băgăm biul în ecuație, înseamnă metabolism, negentropie, reacții enzimatice, starea coloidală, mai maioneză. Foarte interesant. Filozofia maionezei merită discutată. Este prima observație de chimie complexă în bucătărie. Apar probleme de autoreglare, adaptare inteligentă, evoluție, negentropie. Sunt concepte care, într-un fel sau altul, în zona asta de astrobiogeofizică, cel la mijloc, trebuie să dea, în cele din urmă, sustenabilitate la nivel de ansamblu. Deci, fiecare parte trebuie să se asambleze cumva în gândirea globală, astfel încât să înțelegem problema dezvoltării sustenabile. Pe care mărim, repede. Nu așteptați că e peste 5.000 de ani. E 2020-2030. 2020 4 ani. De 14 ani. E zona de colaps. Nu o joacă. E bine lupul. Dar lupul e deja aici, nu că vine lupul. Înțelegeți? Că s-a mai jucat poate. Dacă vine lupul, vine lupul. A, să nu face. Nu, e aici lupul. Se va salva țara care reușește să internalizeze și să se ajute în grupe de lucru în pofida aparențelor exterioare, că să machiem o lege aici cu nu mai face. Deci, cu alte cuvinte, obiectivul programului este structura unei viziuni raționale privind biul în contextul astrogeofizic, adică astrobiogeodinamica, clarificarea teoriilor bazate pe teoria de informații medie materie. Asta e proiectul ăsta care încercăm să facem la Academie, mă chinui de vreo hai să zicem așa, vreo 14 ani să-l elaborez, că nu trebuie să rezolvăm noi. Lumea confundă, nu trebuie să rezolvăm noi. România poate să pună ca și program bine stabilit și rezolvă umanitatea întreagă. Are laboratoare internaționale extraordinare, dar avea nevoie de o viziune. Părintele Stăniloae, vă tot spuneam un lucru important. Omenirea este epuizată teologic. Ne-am săturat, ne-am plictisit. Ne-am plictisit de două mâini, ne-am pus haina mai lungă, mai scurtă, mai lungă, mai scurtă, am pus cercei pe stânga, pe dreapta, am pus în nas, am pus pe zeci. Ce să fac? Parcă m-am plictisit. Le-am variat prea repede. Pe chestia respectivă, ne trebuie un impuls, altceva. Iar impulsul spiritual nu este fizic. Impulsul de viziune, care după aceea materializează în altă lume. În cafeneaua asta, sper să se înțeleagă, că a mai fost oscilația asupra cei care rolul acestei cafeneale, această cafenea este locul de întâlnire doar pe niște teme heterogene, cu niște persoane din domenii diferite,
care au ceva ce spune fiecare în parte. Dacă uitați pe istoria de pe cafenea, o să găsiți domenii foarte deosebite și cu oameni de calitate care au ce împărtăși. Și scopul este să apară printre dumneavoastră oameni cu antreprenori care își preiau una din direcții și jurul lor se transformă, se coagulează ceva. Nu ne putem permite la nivelul ăsta pe care l-am generat să iau una din bucățele și să o fac din ea stindat. N-ar avea sens. Deci, pe noi ne interesează a creiona într-o formă coerentă întregul astrobiogeofizic și a omului în ansamblu, două proiecte majore, Gaia ca și context, omul ca valoare, ca entitate care are capacitatea să înțeleagă și mai ales să devină spiritual pentru a împlini cumva omenirea pe care o are, iar omenirea are omenire și puncte de la Saul la Shigi și alte lucruri care mi-am povestit de-a lungul timpului. Sper că atentat să vă pot convinge că ar merita măcar să răsfoiți teme de genul ăsta, măcar în science fiction. Science fiction e foarte important, are și partea bună și partea rea, dar dacă nu v-a plăcut vreodată science fiction, e foarte greu să înghițiți astrobiogeofizica. Căci asta e, așa arată la început. Deși în spate, dacă tu scute matematică și ce probleme sunt, îți dai seama că nu are legătură cu science fiction, e chiar science fact. Nu e science fiction. Okay? Mulțumesc pentru atenția cu care ați reușit să faceți expediția asta astrobiogeofizică. Și bineînțeles că putem să stăm de vorbă, dar nu atât important ar fi discuția de după, cât eventual meditația din noastră acasă pentru a putea avea curaj la un moment dat să ieșiți fiecare din cutiuța noastră, out of the box, puțin în afara confortului, și să vedem cum am putea să ne ajutăm ca să putem întrupa această viziune într-o formă concretă. Vom avea niște laboratoare importante, avem parteneriate deja destructurate între Academie și diferite zone. Începem să avem chiar ajutorul președinției, care nu s-a mai găsit ceva prin diasporă, care ați văzut că în trecut a fost activă și România nu se limitează la teritoriu. România deja este globală. Diaspora e foarte activă, dacă îi se propune teme de genul ăsta, e de cu totodată factură. Deci începem să avem deja și niște instrumente mai sociale, mai concrete, cu care putem să mișcăm. Suntem parteneri cu Calea Europeană, dacă uitați în coartă, caleaeuropeană.ro este un ziar pe internet cu deschidere mare, pe care într-un fel sunt membru fondator la această asociație și care este un fel de vehicul, dacă vreți, în către diaspora. Putem să-i ajutăm pe copiii noștri, românilor de pretutindeni, indiferent din niște colectivități, să înceapă să gândească, să le povestim în limba română despre Săhleanu, în Seul de Biologie Informațională, despre Drăgănescu, despre Paul Constantinescu cu sinergetica lui, despre cum să spun, solicitate despre Gogo Constantinescu. Deci avem personalități extrem de mari care încă au lăsat urme, care încă nu sunt valorificate și care, într-un fel sau altul, chiar dacă este în altă parte a lumii, să știe că se trage dintr-un neam care are și ceva de spus, chiar dacă nu știți să valorifice încă conceptul respectiv. Mă interesează puțin și coloana asta. Dacă aveți, bună seara. Aș vrea să vă întreb care e forma instituțională în care România trebuie să propună tema asta lumii, cum spuneți. Forma instituțională este o catedră UNESCO de geodinamică din cadrul Academiei Române pe care o coordonez. Fiind Academia Română, are privirea Academiei Române. Forma juridică este asta. E o catedră care are contracte de colaborare cu Politehnica, cu GeoEcomar. GeoEcomar este o instituție foarte interesantă în care deja cochetăm, chiar și un alt vis care pare de data să aibă șansă, ca cei care încep să se înscrie și au deja o bază pentru un asemenea proiect, că trebuie să ne apucăm să învățăm împreună, să facem ceea ce se întâmplă de vreo din 64 în America, pe bază de croazieră, dacă ați văzut cumva, Semester on the Sea. Dacă căutați un semestru pe mare, Semester on the Sea pe internet, e fascinant ce să vedeți acolo. E pe un transatlantic, în ăsta mare, de zici că te duci în mare expediții, care este o dată pe an, pe un traseu de jumate de an, adică 4 luni, pe traseele lumii. În sălile alea spectaculoase care le vedeți pe transatlantic se fac cursuri. Pe diferitele zone ale pontoanelor se stau în microgrupuri, căci stai cu mentorii de vorbă, că trebuie să n-ai cum să pleci, că n-ai cum să fugi, că stai acolo. Na, nici și semnal, poate nu ai întotdeauna decât pe internet. Deci, cu alte cuvinte, ești întotdeauna discipolul om, profesor, într-un contact permanent, pe teme internaționale. Între două zone de acostare se fac cursurile și se acostează în zonele unde se întâmplă laboratorul. Pe ceva.
o temă importantă, cel mai interesant spot de geofizică, cea mai interesantă problemă de sociologie, cu o problemă de, știu eu, africană, de stil de viață, nu știu de care, adică, conform curiculei, planeta este accesibilă. Noi avem cu Gioia Comar două vapoare, unul pe Dunăre, unul pe mare, și încercăm să facem același lucru pentru problema asta de a identifica tinerii cu care să putem provi la drum de astrobiogeofizică, a fi apropo de forma asta de întâi de a forma. Noi suntem în faza de definirea conceptului, definirea programului, definirea metodei de școală, care va fi o școală post-universitară, fără să vei preveni, nu trebuie să fie suficient de mare. Dar ne căutăm și partenerii de tipul mass media, informale, care să înceapă să difuzeze chestia asta. Că nu poți să faci o prezentare de genul ăsta, că pățești ce am pățit eu cu colegii noștri de la ziar, pe o conferință de genul ăsta, în care arătam care e diferența specifică între noi și americani, că americanii pot pune în operă, dar noi putem gândi și avem o șansă de a fi parteneri, titlul în ziar mare, n-avem nicio șansă. Dacă ăștia sunt mass media, vă dați seama despre ce vorbim. Și atunci, singura problemă este că ne căutăm și oamenii capați să vorbească despre chestia asta. Și căutăm. Și știm să-i băgăm în diferite contexte, că totuși sunt secretari științifici la două secții, la două academii. Pe lângă catedra respectivă și pe lângă faptul că fondatorul celor de studii complexe, de care acum, în 2 februarie, a primit 20 de ani de existență și a recunoscut internațional. Și există o bază, inclusiv juridică. Problema nu este baza juridică. Că aici e un cer vicios. Nu pot încă să accesez bani, fonduri, pentru că nu am baza de oameni de nivelul respectiv. Deci, mai trebuie să facem muncă voluntară, fiecare cum putem, până se creează masa critică de oameni care chiar vor să facă chestia asta. Este o problemă de misiune. O problemă care te bază o chestie, nu te bagi. Ceea ce nu este ușor de spus. Deci, automat, să ai întâi baza umană, tema mai există. Sigur, finanțarea există când baza umană este bine structurată, tema asta va fi bine structurată, că am deja un grup de oameni absolut deosebiți care la asta lucrăm. Te rog. Vreau să-l completez în cel pe Florin și să aduc în discuție ceva ce am mai spus. Este crearea unui program personal de cercetare. Care nu trebuie să aibă neapărat legătură cu ce faceți la serviciu. Da? Și ingredientele există. Programul ăsta nu se face imediat. Participați la aceste cursuri, la cursurile lui Florin. Luați de pe internet conferințele mai substanțiale, cum a fost aia despre haos. Și despre auto-organizare, da? Care au fost absolut substanțiale și v-au pus la îndemână și niște filme didactice făcute de cei mai mari matematicieni la ora actuală. Și comunicatori. Și comunicatori. Fiindcă vă vizualizează, vă fac accesibile niște lucruri care, dacă ar fi spuse în alt limbaj, vi s-ar părea... A trecut deja un an de când am avut. Străină. Dar ce am observat? Că atunci când s-au ținut aceste cursuri, deci, la primul ședință, haosul 1, au venit unii, care nu au mai venit la haos 2. Da? Au uitat de haos de tot. Da? După aia m-am uitat la câți au accesat conferința. Foarte puțin. Foarte puțin. Și atunci, cum să zic eu, nu vreau să intrăm într-un joc al automistificărilor. Da? Deci, de asta spune Florin, că nu avem încă o bază de oameni, da, care să se angajeze ferm, motivațional și intelectual. Îi spunea lui Florin, și o tot repet, știința este o asceză spirituală, dar este în același timp și un maraton cu obstacole mereu reluat. Da? Și în care se dă ștafeta. Da? Ori aici am eu nemulțumirile mele personale. Sunt un om pe care am cămat la mine acasă. Da? Deci m-am pus timpul și energia și cunoștințele la dispoziție. Și biblioteca banală. Și biblioteca, cred că am cea mai bună bibliotecă din România în materie de cercetare fundamentală. Și
am pus, am zis la, puneți-vă la locul, încercați. Deci, un cercetător are nevoie de o perioadă de formare, durează cam 10 ani, să știți. 10 ani de muncă. Și în care te duci pe mai multe domenii, nu ca să devii specialist, dar ca să înțelegi modul de a pune problema, modul cum a evoluat problema, da? Modul cum au interacționat problematicile din anumite științe, da? Deci asta faci. Eu am plecat din lingvistică punând o problemă, aceea este o gramatică a unui limbaj natural, care nu are nicio legătură cu gramaticile formale ale logicienilor, da? Și am ajuns la creier. Deci la studiul creierului, ca să descoper că și creierul are o gramatică. Da? Deci, interdisciplinaritatea ține, cum spun, de spiritul ăsta de transversală. Da? De transversală. Deci trebuie o ucenicie în care să iei, cum spun, marile discipline fundamentale, fizica, biologia, matematica, geometria, cu chestii de cheie, da? Și să vezi problematica, metodele, da? Și atunci trebuie să citiți, mai ales, cum spun, cărți de sinteză. Și aici este cheia. Să te duci direct la niște cărți de sinteză. Dar ai nevoie de un mentor, că asta face rolul unui mentor. Și ăsta este mentor. Fără îndoială că nu poți să, cum spun, să parcurgi tu de unul singur în viața ta limitată toată istoria disciplinei. Dar există oameni care au făcut sinteza asta și cine e un om inteligent citește această sinteză, deja saltă. E, aici, cum spun, este problema, dar există foarte multă, cum să vă spun eu, comoditate. Există foarte, mulți spun, domnule, n-au timp, nu-i adevărat, îți faci timp. Eu a fost o perioadă în care am făcut muncă dublă. Deci am făcut cercetare pentru mine, am făcut gramatice epistemice inspirate de